Bine am regăsit la un nou episod al emisiunii noastre Lumini și Umbre. Dovadă că avem lumină este focul, ne dă și căldură, avem și umbre pe care trebuie să le estompăm în ceea ce creăm noi aici în atelierul caricaturistului. Pentru astăzi o să citim un text pe care o să ilustrăm prin niște caricaturi puternice, zic eu. Un text destul de puternic din Apocalipsa 18 e, și în aceste zile de cuvântoare în care e, apare această inteligență artificială și toată lumea este bucuroasă că are o nouă unealtă, nu știu cât este unealtă sau devenim noi uneltele inteligenței. Dar textul este foarte interesant, nu să citesc tot, vreau să vă creez doar poftă să-l citiți voi, să-l studiați și e, doar două, trei pasaje ca să creăm contextul. Și spune așa în Apocalipsa 18, după ce au venit cei șapte îngeri, au aruncat cu necazuri peste pământ, zice, la un moment dat, zice, am văzut, după aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, închisarea oricărui duc necurat, o închisoare oricărei păsări necurate și urâte. Și foarte interesant ce spune, spune mai departe, zice un alt glas, spune Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, să nu fiți părtași și voi. Și uh, mă gândesc la acest strigăt. Uh, a căzut Babilonul și uh, această femeie care reprezenta Babilonul, care stătea o femeie destrăbălată și avea vinul și toată distracțiile lumii împreună cu ea Uite o să desenăm aici un robot de ăsta de a lui... cine o fi el Musk sau cine o fi acum... În lumea caricaturiștilor, toți ne luptăm să facem caricaturi cu uh, roboți ăștia de... Uh, cu inteligență artificială, AI să zicem și uh, Vă dați seama dacă a anunțat puterea aceea îngerească, a căzut Babilonul, ce disparare pe robotul ăsta de inteligență artificială, care până acum n avea niciun stres, spune, îmi scrie și în Apocalipsa, zice, uite, această destrăbălată de ce stătea cu paharul de curăție ei, cu sute de milioane de ce-o Mă gândesc că și că ea spunea eu zice, nu văd nicio lacrimă, eu nu voi fi niciodată văduvă, nu voi ști niciodată ce, ce va rău, pentru că eu sunt regina, spunea și când a venit și a căzut Babilonul cel mare, te desenez aici ceva interesant. Deci mă gândesc că această persoană care era sigur că nu-i văd, că am followers de ăștia cum e acum sunt, cum îi cheamă, influenceri. oricine apare și face orice prostie sau, sau lucruri neîngăduit, cu atât e mai interesant sau, dacă nu cel puțin, nu face lucruri imorale, le face lucruri care nu ajută pe nimeni cu nimic, din contră, strică viața oamenilor și îi abate de la o preocupare serioasă de căutare sensului vieții îi ține în bucla asta fără sens al deșertăciunilor și mă gândesc la, spune că stătea această prostituată care reprezintă Babilonul pe, pe șapte munți și avea atâta de mulți în jurul ei, ea nu era văduvă, toți ochii pe ce mai scoate, ce modă mai lansează, ce mașina mai aduce pentru și care i avea și la un moment dat o picat Babilonul, s-a netul, cel mai grav, nu mai avem net. Și am desenat caricatura asta în modul în care, hai să punem și o pană aici, să aducem personajul mai în contemporaneitate. Noi, ca și copii, am trăit mult și am citit cărți despre cowboy și indieni. Acum sunt interzise și alea, ruine, tot citeam noi. Și cum era sistemul de, de semnalizare a indienilor de pe un de al pe altul, plăceau un foc și cu pătura trismeteau semnale cu nori. Și așa spune în, în Apocalipsa, zice, Gata, a căzut Babilonul. Fumul acesta al necurăților s-a ridicat până la cer. E un cuvânt cam dur, un fum foarte urât, mirositor, ca și ceva mărtăciune impulsită a ajuns sus la cer și mă gândesc cum am putea să punem în acestui mesaj Există acel spațiu pe internet care e foarte greu de răspuns normal Nu știu de ce oamenii se blochează și încearcă să spună pe engleză W, W, Normal e mai simplu să spui World Wide Web Și mă gândesc la cum am putea să scriem aici, W, W, W. Mult mai ușor, dacă citim în, în Apocalipsa, spune Vai, uite, aproape la fel e scrierea, tot cu W. Vai, 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 a căzut netul, Babilonul, cum au ajuns cu fumul. Zice asta, cum e disperată inteligența artificială, vai, pierd ăsta care mă urmăreau, hai să le fac cu focul, măcar cu fumul, să le continui să îi țin în, 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 în cele mele. Și mă gândesc oare, de unde scotea fumul ăsta. Și atunci o să pun aici, uite, un laptop care nu mai are putere, nu mai există acest Wi-Fi, World Wide Web. E de bun pus pe foc, uite, o să fac un foc. Cablu de ăsta, uite, hai să punem un șoricel, un mouse de ăsta, cu care se lucrează cu aparaturile electronice, eu știu ce cabluri de plac, acum o să mă scoată din niște prietenii mei care filmează că le desenez camere de la vedere, așa, să desenăm și o cameră de la vedere aici. Toate astea erau în folosul susținerii acestui entertainment general. Opa, general, uite, s-a terminat cu World Wide baby, vai, vai, vai. Și acum doar semnalul cu fum de pe șapte munți. Mai, mai, merge semnalul și dacă citim textul, pe mine mă distrează foarte mult, poate că e, nu e chiar de râs. Și spune așa, zice, toți plâng, toți plâng, negustorii pământului o plâng și să jelez, nu nu mai le cumpără marfa, dacă nu mai este cel care face reclamă, nici marfa nu se mai vinde. Și zice, ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinuie și vă zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata și zice, marfă de aur, de argint, pietre scumpe, uh, fildeș, uh, mașini, tehnologie, uh, zice, uh, și nimica nu mai este de vânzare, caie, bineînțeles, erau mașinile, uh, robii și nici sufletele oamenilor. Foarte interesant traficul acesta cu, cu, Oameni cu sufletul, lor care o pot să robi din copilărie, cu imagini obscene sau cu temiri ce aduci oameni în disperare la sinucidere. Ce este interesant, zice că erau erau oameni care stăteau pe, pe mare, zice, uite, atâtea bogății într-o ceas și toți cârmacii, toți cei ce merg cu o pe mare, marinarii și tot ce câștigă din mare stăteau deoparte când au văzut fumul în transmitere, vai, vai, au căzut țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare, zice, uh, uh, și erau necășiți își și spuneau ce și cenușă în cap. Acum puteau să-și pună sare de mare, dar era mai bună. Și mă gândesc uh, să desenăm aici un, uh, acel vapor și el cu fumul continuă, dar Interesant când li se spune, poporul meu a din, din, din această zonă a Babilonului, care acum adice, este un loc al întunericului, al nenorocirilor, unde duhuri și păsări urâte și aducătoare de, de moarte sunt pe aici. I a ieșit poporul meu afară și finalul este foarte interesant, că zice, așa zice. În, în, 22. Nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, zice. Nu se va mai găsi la tine niciun meșter. Normal, în greacă este cuvântul tehnologia. Deci nu va mai fi tehnologie. Nu mai va fi acest programator, cei care să-ți dea ție mură în gură, să te țină orele în șir pe device-urile astea, pe telefoane, pe televizoare, pe ce o fi. Nu mai este În întuneric, s-a terminat cu web și zice Lumina lămpii nu, se va, nu mai, e mai lumina în tine, nici lampa, nici transmisia pe curent, zice, zice Pentru că negusturii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta în, iar am citit că în, original această cuvânt este farmachia în greacă. De aici avem și noi astăzi locul de unde ne cumpărăm când ne doare stânga-dreapta farmacia și toate produsele astea farmaceutice. Uite, am pus aici, am mai pun un produs care arde aici cu focul ăsta. Uite, o seringă cu vaccinuri, cu tot care ne face viața mai complicată și ne oprește libertatea de mișcare. Și Farmacia asta are de-a face și cu produsele care se vând și ne aduc... Alinare sau uh, stresul foarte mare care îl are. Spunea cineva că, similar cu stresul ce exista în spitalele de psihiatrie în anii 50, este stresul care trăiește astăzi orică, oricare copil, începând de la vârsta de 5 ani, datorită acestor uh, tehnologii, tehnologia băgată cu care copilul își, își, își zăpăcește mințile și își afectează inclusiv structura uh, creierului. Și toate astea vin puse pe, pe, foc și acest fum, fum cu miros pestilențial, uite, urcă până la cer și vine, vine judecata. Și ne întoarcem la acel îndemn ca poporul lui Dumnezeu, când glasul vine din cer, zice, retrageți-vă cât mai repede din, din Babilon și aveți grijă tot ce ați luat, dați înapoi chiar îndoit. Deci dacă ți-ai însușit din Babilon ceva, obiceiuri, sau poate trebuie să dai înapoi chiar telefonul ăla, de câte ori te poți lipsi de el și eu mă întreb, e foarte ciudat. Și ne întoarcem la... Spuneam că uh, cele, șapte, cele șapte munți de pe care se transmit mesajele astea disperate uh, au o ieșire la, la mare pentru că foarte interesant de ce se prezintă marea ca și loc unde se făcea comerț. Și mă gândesc, exista un moment în care pe o corabie, pe mare, erau oamenii care erau aproape de Domnul Isus Hristos. Și s-a iscat o mare uh, furtună. E vorba de Marea, marea Galilei și uh, ce se descrie în cele trei evanghelii despre furtuna pe mare când? Ni se spune că Isus dormea. Eu o să încerc să desenez aici, așa cum va privit din spate, în singurul loc în care se putea dormi pe o vasă de pescuit, era undeva în capătul bărcii, unde normal se țineau în se țineau ce le râncau ei în apă ca să nu se putrezească. Era un loc mai, mai ferit de vânturi și ploi, și aici o să desenez cumva uite, Domnul Iisus dormea la căpătâi și se pare că acest căpătâi de fapt erau niște saci ca o pernă umpluți cu nisip pe care orice corabie de pescare avea pentru a asigura balansul corabiei și în caz de, de furtună și atunci se o furtună fantastică pe, pe mare și uh, ucenicii se sperie și luptă cu disperare să scoată apa din, 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 din corabie, tocmai ca și în ce se întâmplă în Apocalipsa, unde la urmă spune că ia tot Babilonul ca pe o piatră de moară și îl aruncă în, în, în apă și va fi un mare uh, răpădenie. Și uh, în uh, descrierea acestei furtuni pe Marea Galilei, care e mare destul de, de fapt e un lac, Datorită condițiilor ciudate în care este între, între dealurile, de care ei le numesc munți, se pot isca furtuni foarte puternice, dar totuși furtuni controlabile. Acești oameni care erau pescari, ucenicii lui Isus, n-ar fi fost normal să intre într-o așa disperare. Și ce este interesant, cum spune și în Apocalipsa, a ieșit din mijlocul Babilonului, aceștia toți aveau încredere în Dumnezeu, știau că poate. Dar cum se raportează ei la Domnul Iisus care dormea? Doamne, nu-ți pasă de noi că pierim. Mă gândesc că la fel va fi și în momentul în care va cădea tot netul, va veni toată aceasta, că se va împlini prorocia din Apocalipsa, va mai fi poporul Domnului care trebuie să iasă din, din acele zone. La fel va fi o stare, nu? Se pune în discuție un om care a trăit lângă Dumnezeu și știe ce poate și care e puterea lui. Știe că poate să-i scape. Dar uite, în momentul care te gândești că Dumnezeu nu-i pasă. Că Dumnezeu acum și-o să doarmă. Domnul Iisus dormea dus pe perina asta și atunci aici e, 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 e trimit. să scriem și aici e fumul. E, ce fac și Se alătură fumul ăsta și trimit semnalul ăsta SOS. Știți că s-o trimis de pe Titanic. În engleză înseamnă salvați sufletele noastre. Save our souls. Și la fel cum spune și aici în Babilon, comerțul cel mare cu sufletele oamenilor va fi acum o ruină. Orașul este în întunecimii. Babilonul cel mare este doar doar umbrul mai rămas. Și după a lui mare mai rămâne doar uh, sângele, sângele sfinților și uh, de aia vreau să, în, în, în această încercare fantastică pe mare, mă gândesc că la fel se vor salva, dar e un exemplu bun cum trebuie să reacționeze copilul Dumnezeu în acele momente de final, când va fi această uh, desfășurare de forțe ale răului, datorită uh, influenței acestei. Folosirea inteligenței artificiale, cândva am auzit și într-adevăr este foarte un foarte bun argument faptul că cel rău când se va manifesta și toate ființele astea demonicele nu au puterea care are Creatorul, Tatăl fiu și Duhul Sfânt de a fi prezenți oricând, oriunde, în timp și spațiu această omniprezență, omnipotență și atunci singurul lucru care să influențeze mare masă de oameni este să apeleze la tehnologie, la tocmai ce spunea aici, tehnologia care va cădea cândva, o furtună solară sau ceva Poate întrerupe într-o secundă toate transmisiunile cu care suntem atât de obișnuiți și stăm în confortul nostru și ne gândim Doamne, dar cum ăștia pe barcă s-au speriat așa ucenicii și doamne de ce nu, ne, nu, ne, nu vi să ne, nu spasă de noi că pierim Dar noi singuri ne-am intrat în comerț cu Babilonul, trăim în Babilon dar trebuie să găsim și calea să ieșim și la fel ca și uh, cei care se afleau în corabie. Când... Furtuna era deosebit de, de, de puternică. Cineva spunea, folosit, se folosea un cuvânt acolo în greacă veche, uh, uh, seismos. S-a un seism. Deci, Cuvântul ăsta nu mai a fost folosit decât în alte două, uh, de trei ori a fost folosit în Evanghelia după, după Marcu. Zice, mai când în momentul în care Iisus Hristos pe, pe cruce își dă viața, s-a iscat acel seism universal, știți? și Deci, e un lucru de mare amploare. Ceva clar că nu era normal, era o influență demonică care a dus la această furtună pe mare. Și vedem că în faptul că la Dumnezeu îi pasă de sufletele noastre, este că putem să punem aici, în loc de catarg, să punem, uite, chiar Crucea Mântuitorului care ne aduce, ne aduce salvarea ne punem încrederea în El și nu contează că furtuna e mare, se rupe uh, uh, acurabii ăsta, vela. Uh, avem ceea ce va și rămâne la final din Babilon, avem sângele mântuitor care spune exact ce va mai rămâne de urma Babilonului, va rămâne sângele martirilor, restul va fi șters de pe pământ. Și o să închei încă o dată să ne jucăm cu Uh, aceste vai 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 sau, sau uh, uh, W, W și aș desena din nou W asta care înseamnă World, Wide, că e mare și web și în această, dacă ești prins în reaja acestui sistem global, uite, poți să ajungi să fii ca o persoană de asta trimisă la spânzurătoare sau care singur vrea să-și pună capăt zilelor, are și un, și un bilet în care își e, cere scuze că uite s-a dedat prea mult și acum a venit momentul plății. Aici punem un timbru sub forma unui unei mânuțe de alea care dă like. Dar am spune, te îmi pare rău. Cel puțin am avut intenția să, să e, Închei viața asta, dar totuși este o șansă pentru că, fiind vorba despre uh, World wide, wide Web, tehnologia asta puternică este fără fir, wireless. Așa că rămâne doar intenția. Și până când mai avem șansa asta să fim conectați, că doar noi să ne spânzurăm în aer, suntem chiar dacă seamănă cu ceea ce e aici. Fiind fără, fără fir, încă avem șansă să fim răscumpărați de, de, de uh, crucea mântuitoare spre care trebuie să ne detăm ochii și să fim siguri că Dumnezeu este alături de noi, de va salva și de influența aceasta ciudată a, a tot ceea ce se întâmplă prin tehnologia asta și farmacia care... Are de-a face, am spus, și cu tableta care o luăm sau cu vaccinul, dar are de-a face și cu De aici vine și familia de cuvinte care are de-a face cu farmecele Nu farmece în sensul ăsta Poetic E vorba de o, o, o magie neagră, de ceva foarte urât, pentru că spune Abinurul cel Mare este acum doar o dărâmătură, este o ruină plină de Duhuri de întuneric și de păsări Aducătoare de nenorocire și de moarte Dar avem salvarea, nu trebuie să lansăm noi sos -ul. trebuie să lansăm o rugăciune, să ne pocăim, să ne ajungem în disperarea celor spânzurați fără fir și să avem contact cu lumea de sus la care, uite, ajunge, mă gândeam, ți ajunge sub formă nori ăștia de, 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 mireasmă ciudată. Ei, uite, acum mă gândesc, vezi, noi când folosim totdeauna telefoane, totul ce se ce noi pozăm în el sau avem înscris în telefon, nu se va pierde, se va urca în acest, ei se numește cloud, adică nor. Și uite, ne se spune în Apocalipsa că norii ăștia vor urca până la și Ce avem noi prins în, în norul nostru personal de cont, de telefon? Cine știe ce, ce, ce poze de ochiate, ce selfie-uri ciudate putem avea în sensul că ne, Ajungem să ne prezentăm pe noi la fel ca asta, mari influenceri, cu toate că vor arde toate. Uite cum arde Lepto, cu cum arde toate astea, și mai rămâne doar claudul și fumul în care va fi nevoie să, să, să ne pocăim, să renunțăm la mândria noastră de a ne face poze din toate opțiunile și să arătăm cu falsitate o față nereală a existenței noastre. Cu aceasta, având caricaturi memorabile, o să semnez pentru că e bine să vă aduceți aminte de numele caricaturistului când vor fi contexte în care paradoxurile vieții vor aduce și vor crea un context bun din ceea ce ați văzut aici și pentru a vă reda speranța o să aducem subnetul de clopoțel care împrește norii, da? norii ăștia cloud La revedere!